Au fost romanțele dorului la Cluj-Napoca, un concert extraordinar susținut de laureații premiilor Crizantema de Aur din Ardeal, care au oferit publicului momente de neuitat. Organizatorii anunță spectacole și în alte orașe ale țării. Romanța ne unește. Asta au simțit toți cei prezenți la concertul extraordinar Romanțele Dorului. Romanța este maica genurilor muzicale din România. Ce facem cu maica noastră? Trebuie să o respectăm, să o iubim și să ne bucurăm de virtuțile extraordinare, pentru că romanța promovează poezia românească, limba română literară, eleganța, performanța, sensibilitatea, emoția, lucruri de care spectatorii și telespectatorii s-au dovedit că au nevoie, pentru că festivalul anul acesta a fost lider de audiență pe TVR2. Pe scena de la Cluj au urcat laureații festivalului Crizantema de Aur, dar și câștigătorii altor concursuri de romanțe. Interpretarea genului de romanță a început în 2014 ca rezultate, cu trofeul de la Zlatna la Festivalul Te Aștept pe Același Drum, urmat de trofeul de la Timișoara din 2015 și apoi Crizantema de Aur, tot în 2015. Sunt foarte mândră că fac parte dintre cei aleși care vom cânta astăzi în fața publicului clujan și o să încerc și de această dată să transmit emoția și dăruirea și bucuria pe care o aduce romanța sufletelor noastre. După ce am descoperit ce piese și ce muzicalitate și am învățat istoria romanței, vă spun sincer că m-am îndrăgostit de ea. Pot să spun cu mâna pe inimă că părerea mea a fost că m-am îndrăgostit cândva de factură recentă, dar de fapt eram îndrăgostită de când eram copil de romanță, pentru că și în familia mea s-a cântat romanța. Artiștii încearcă acum să ducă mai departe dragostea purtată romanței către tinerele generații. Copiii sunt curioși. Și în momentul în care vin la un liceu vocațional și lucrează canto clasic, ceea ce predau eu ca specialitate, mă întreabă, văd atâtea, doamna profesoară, atâtea afișe, atâtea diplome, ei, le explici copiilor, pentru că ei nu au de unde să știe. Romanța este un gen muzical de patrimoniu, care din păcate a fost neglijat în ultimii ani. Am terminat conservatorul, sincer nu am simțit chemarea spre romanță să o cânt decât undeva către 40 de ani. Eu personal, sunt alții care încep mai repede, eu atunci am simțit că pot să exprim profunzimea romanței și maturitatea sentimentelor, maturitatea vieții, în general, în cântul meu. Concertul extraordinar a fost organizat în sala de spectacole a Școlii de Arte Populare Tudor Jarda din Cluj-Napoca. Este unul dintre evenimentele frumoase care le facem aici la Școala Populară de Arte, despre romanță. Avem și evenimente pe care le facem tot parcursul anului, atât cu cursanții, cât și cu invitați speciale. Ținem și 1 decembrie, ținem și de Crăciun. Suntem invitați ca și instituție în Cluj-Napoca la tot felul de evenimente. Concertul Romanțele Dorului face parte din seria evenimentelor asociate Festivalului Național de Romanțe Crizantema de Aur și se desfășoară sub patronajul acordat de Comisia Națională a României pentru UNESCO.